v-am găsit, domnul Ilarion Boca. Sunteți la casa părinților dumneavoastră și vreau să vă întreb, ca și curiozitate, faptul că pe unele cărți apăreți scrise de dumneavoastră și cu numele Ioan Bucă, iar pe unele cărți sub numele de Ilarion Boca. De unde provine această schimbare de nume? Această schimbare s-a produs atunci când, făcând om de sarvă pentru Uniunea Scriitorilor, unul din prietenii mei din Galați, profesorul universitar Constantin Frosin, mi-a spus, dragul meu, bine ar fi să schimb numele din Bucă în Boca, deoarece în limba română cuvintele noastre au mai multe sensuri, în sfârșit unele dintre ele nu-și au locul în lumea civilizată și numele noastre poate fi invocat în, eu știu, într-o situație mai puțin plăcută. Și atunci bine ar fi să vă luați dumneavoastră un loc de Bucă, să vă luați numele de Boca. Am stat, m-am gândit și am adoptat imediat numele de Boca, întrucât mi-am dat seama că este foarte aproape, de fapt, de numele meu. Ilarion Boca cu Ioan Bucă este aproape anagramare, este ceva apropiat. Și atunci mi-am însușit numele Ilarion Boca și nu-mi pare rău. Domnul Ilarion Boca, dacă puteți face o trecere în revistă foarte pe scurt a ceea ce ați scris dumneavoastră de-a lungul vieții. Da, nu este greu de făcut o trecere în revistă, pentru că nu am scris atât de mult, sau dacă am scris, nu am publicat atât de mult. Am 5 cărți publicate și fiecare își are rolul ei, măsura ei în viața mea, fiecare reprezintă ceva, o anumită etapă, un anumit punct de evoluție sau un anumit punct de vamă pe care eu a trebuit să-l trec și în care a trebuit să dau socoteală pentru anii mei și pentru viața mea trăită. Deci prima carte este Rugul Tăcerii. Este o carte în care eu am făcut o analiză a vieții din societatea noastră, a ceea ce a trebuit să dau și a ceea ce a trebuit să plătesc pentru ceea ce am primit de la viață. Este un bilanț trist însă, pentru că nu întotdeauna ceea ce dai este echivalent cu ceea ce primești. Rugul Tăcerii este o tragedie, de fapt, în viața mea și nu numai în viața mea. Rugul Tăcerii exprimă, de fapt, starea de spirit în care poporul român a trebuit să trăiască într-o anumită perioadă. Perioada pe care și eu am trăit-o și care m-a marcat definitiv. M-a marcat definitiv și care mi-a dat, până la urmă, și forța necesară să trec mai departe în drumul meu, către un alt reper. Pentru că reperele pe care noi ne luăm în viață nu sunt reperele pe care lumea le stabilește, ci pe care destinul le-a hărăzit pentru noi. Destinul ultim este Dumnezeu. Noi, în apropierea Lui, va trebui să ajungem. Dacă vom ajunge acolo, ferice de noi. Dacă nu vom ajunge acolo, vai de noi. Domnul Ilarion Boca, v-aș ruga să-mi spuneți ideea scrierii acestei cărți. Cum a venit ea? Ideea scrierii acestei cărți a venit de la jertfa pe care alți înaintași ai noștri a trebuit să o plătească pentru a-și impune propriilor reguli de viață, propriilor obiective, propriilor idealuri. Așa mi-a venit și mie această idee, trăind alături de oameni, având idealurile mele, dorind să ajung undeva și neputând să ajung acolo datorită piedicilor pe care le-am întâmpinat în această viață, am scris această carte. De acolo, sau de aici, dacă aș putea spun, și motoul acestei cărți, care spune foarte clar că între datorie și onoare se înalță mult rugul tăcerii. Da? Pentru că între datoria de a-ți apăra familia, de a face ceva pentru familia ta, între onoarea pe care tu o ai ca om, că ești om,
Și ai un destin, ai o misiune în această lume, în această viață. Trebuie să alegi. Ce trebuie să faci? Să faci mai întâi ceva pentru tine sau să faci mai întâi ceva pentru ai tăi? Pentru familia ta, pentru frații tăi, pentru prietenii tăi. Și atunci am ales să fac ceva pentru frații mei, pentru familia mea, pentru prietenii mei și am trecut peste mine. Așa mi-am dat seama, de fapt, că am realizat un compromis. Eu, care nu eram obișnuit cu compromisul, atunci mi-am dat seama că, iată, am realizat un compromis. Este un compromis totuși frumos, un compromis. N-am realizat niciodată că acest, deci ideea de compromis poate fi și frumoasă. Am realizat. Chiar asta vreau să vă întreb, domnul Ilarion Boca, care este limita acestui compromis? Toată lumea face compromisuri în viață, dar care, cred că există totuși o limită. Limita este moartea. Limita acestui compromis este moartea. Cel care iubește pe celălalt se jertfește, deci se jertfește pe sine. Nu mai ține cont de nimic, se jertfește pe sine și face treaba asta pentru celălalt, ca celuilalt să fie bine, celălalt să se simte bine. Nici nu-ți dai seama cum faci acest lucru. Când iubești, nu-ți mai dai seama de acest lucru. Îl faci pur și simplu. În cărțile dumneavoastră, care este ideea? Ce iasă în evidență din cărțile dumneavoastră? Ideea de bază în toate cărțile mele este iubirea. Este iubirea pentru celălalt. Iubirea jertfelnică, iubirea care îl face pe celălalt să simtă mai bine, să fie împlinit, să fie mai puternic, să fie mai frumos. Celălalt să-și atingă el toate idealurile, să fie pe deplin împlinit. Și atunci, dacă el este pe deplin împlinit și eu sunt pe deplin împlinit, înseamnă că eu mi-am făcut misiunea mea. Misiunea mea asta este să-i fac pe celălalt fericit. Dacă pot, dar eu mă străduiesc să pot. Și dacă nu pot, asta este tot altceva, dar eu încerc. Eu mă lupt pentru acest lucru. Care este rolul femeii în opera dumneavoastră? Rolul femeii este un rol fundamental în opera mea. Femeia este totul pentru mine. Prin ea am venit în această lume, prin ea m-am desăvârșit, prin ea am văzut ceea ce este frumosul, prin ea am văzut ceea ce este sublimul și prin ea voi pleca mai departe către o altă etapă, cu gândul la ea și visând-o pe ea și având-o pe ea sprijin mereu. Femeia este lumina de care avem nevoie în această viață și nu numai în această viață, și în viața de dincolo. Dumnezeu a lăsat-o ca locuitor al Său. Domnul Ilarion, această viață de dincolo ne ajută să trecem peste greutățile vieții mai ușor, speranța că ea există, această viață de dincolo? Dragul meu, viața de dincolo nu este o iluzie. Viața de dincolo este certitudine, este o realitate. Au spus-o profeții Vechiului Testament. Știința modernă ne trimite cu gândul către aceleași lucruri. Deci este o certitudine de acum faptul că alături de această lume, adică alături de minus, există și plus. Că viața de dincolo este o realitate. Noi nu numai că trebuie să credem, dar trebuie să trăim această experiență. Noi trebuie să trăim. Credința nu este credință în sine, ci este viață în sine. Este o realitate. Așa și cu lumea de dincolo. Lumea de dincolo este o realitate despre care noi, din păcate, nu știm prea multe, pentru că am fost ținuți într-un frâu nedemn de specia umană. Domnul Ilarion, am vrea să încheiem acest interviu cu rugămintea de a prezenta câteva din epigramele din cartea scrisă de dumneavoastră, Rugul Tăcerii. Da, plăcere. Ați dori ceva deosebit sau anume, sau la întâmplare? Așa? Da, las la aprecierea dumneavoastră ceea ce credeți că transmite un mesaj mai puternic. Asta e, de fapt, ideea. Deci, să le citim. Confesiune. Am vrut să-i fac o epigramă, dușmanii lui să o țină în ramă, dar azi nu mă animă ura, oricum ar fi caricatura. Urzel. Unul vrea să-ți ia averea,
altul șansa în lumea asta și armata îți vrea puterea, limuzina și nevasta. Ai carte, ai parte. Vorba vine. Vorba cândva înțeleaptă este azi atât de goală că nimic nu te așteaptă dacă n-ai fost tu fără școală. Ce-ar mai fi una la cenaclu? La cenaclu dolce vita, vin amici, vin și străini, toți pretind că sunt elita, dar discută de găini. Domnul Ilarion, eu vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră, vă dorim cu noi publicații și multă sănătate și putere de muncă. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept pe la mine pe aici, pe la țară, în dulcele meu rai, raiul părinților. Ei mi-au lăsat raiul și eu va trebui să fiu demn să-l duc mai departe, spre altă preda copiilor mei și nepoților mei, nealterat de răul lumii și de urâtul lumii. Este tot ceea ce îmi doresc. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Cu toată dragostea.